Versiunea pick-up a apreciatului SUV românesc Dacia Duster a fost supusă unei importante operații de restilizare. Modelul debutează pe piața din America de Sud sub denumirea Renault Oro și există șanse ca noua variantă să ajungă în curând și în Europa sub sigla Dacia. Noul pick-up este mai mare decât SUV-ul de familie. Renault Duster Oro a fost dezvăluit în 2015 la Salonul Auto de la Buenos Aires. Modelul a devenit foarte popular mai ales în Brazilia, care a rămas singura piață unde mai este vândut. Ca urmare a succesului comercial, divizia braziliană a companiei franceze a dezvăluit versiunea restilizată a îndrăgitului pick-up. Odată cu faceliftul, primul pick-up cu patru uși din istoria mărcii franceze și-a schimbat și numele în Renault Oro. Noua versiune a pick-up-ului a suferit modificări importante atât la capitolul design, cât și al tehnologiilor oferite la bord. Astfel, din punct de vedere estetic, grila frontală este acum mai proeminentă, iar acum există două rânduri de proiectoare de ceață. Acestea sunt integrate în protecția din plastic a spoilerului față. De asemenea, pe plafon și-au făcut apariția șine mai bine integrate, care pot susține până la 80 de kilograme. Mașina vine cu noi jante din aliaj, cu excepția nivelului de echipare standard. Bena măsoară 1350 de mm în lungime și 1175 de mm în lățime și are acum un strat de protecție din plastic. Capacitatea de încărcare este de 680 de kg. Comparativ cu SUV-ul de familie produs la Mioveni, ampatamentul lui Oro a fost mărit cu 156 de mm până la 2829 de mm. Astfel, ținând cont de masiva consolă spate, lungimea totală este acum de 4,7 metri, cu 50 de centimetri mai mult decât modelul din care derivă. Totodată, unghiul de atac a fost mărit la 27,6 grade. Interiorul este preluat de pe Duster. Cabina lui Oro este complet nou și copiază întocmai interiorul Dusterului. Clienții vor găsi aceleași detalii ca pe SUV-ul românesc. Ne referim la gurile de ventilație, care acum au formă rectilinie, volanul cu trei speițe, panoul de control al climatizării cu afișaje încorporate și panourile de uși. În schimb, tabloul de bord este preluat de pe vechiul Captur. Ecranul de 8,0 inch al sistemului multimedia nu este integrat în consola centrală, ci este amplasat pe planșa de bord. Noul Renault Oro oferă trei versiuni, Pro, Intense și Utzider. Sistemul AC-Link este compatibil Android Auto și Apple CarPlay Wireless. În gama de motorizări și-a făcut loc o unitate 1.3TC de 170 cp. Motorizarea de bază este aceeași, adică 1.6 SC care livrează 120 cp și 159 Nm de cuplu. Cuplat la o cutie de viteze manuală cu 6 trepte, acesta ajută pick-up-ul să demareze de la 0 la 100 de km pe oră în 11,8 secunde, cu 0,7 secunde mai puțin comparativ cu modelul anterior. Noutatea gamei o constituie propulsorul turbo 1.3TC, care ia locul benzinarului de 2,0 litri. Noua unitate beneficiază de un sistem de alimentare dual combustibil. Bagajul de putere este de 170 cp și 270 nm, iar transmisia este de tip CVT X-Tronic cu 8 rapoarte, care pot fi schimbate și manual. În aceste condiții, noul pick-up realizează repriza 0-100 km/h în 9,8 secunde și atinge o viteză de vârf de 189 km/h. Sursa: Largus.